Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Vrâncenii sunt invitați sâmbătă, 12 octombrie, la meciul de polo feminin România-Germania din barajul de calificare la campionatul european din 2020. Intrarea este gratuită. Într-un comunicat al Consiliului Județean Vrancea se arată, citez, în această sâmbătă, 12 octombrie 2019, la ora 19, la bazinul de not didactic din strada Alea Stadionului numărul 2 Focșani va avea loc meciul de polo România-Germania, meciul tur din barajul de calificare la campionatul european de senioare din Ungaria din anul 2020. În urma parteneriatului pe care Consiliul Județean Vrancea l-are cu Federația Română de Polo în perioada 23-27 aprilie 2019, am găzduit un eveniment sportiv de polo care a cuprins mai multe meciuri între echipele naționale de junior sub 17 ani din România, Republica Moldova, Belarus și Bulgaria. Acum suntem bucuroși să fim gazdele primului meci oficial susținut în Vrancea al echipei feminine de polo a României. Ne dorim ca în acest an numărul acestor competiții sportive organizate în Vrancea să crească și să devină un reper al județului nostru. Accesul în tribună este gratuit începând cu ora 18:30 în limita locurilor disponibile. Vă așteptăm într-un număr cât mai mare pentru a susține împreună echipa noastră, succes România, au transmis reprezentanții Consiliului Județean Vrancea. Lucrările la bazinul de polo au început în decembrie 2015. Bazinul de not polo corespunde normelor impuse de Federațiile Române de Natație și Polo. Bazinul se află în administrarea Consiliului Județean Vrancea și este dedicat desfășurării de activități sportive, didactice și educative. Mâine, Piața Moldovei va fi în sărbătoare. Pe 10 octombrie se sărbătorește la nivel național Ziua Produselor Agroalimentare. Astfel, în piață veți găsi mâine o expoziție cu produse autentic vrâncenești pentru a promova producătorii autohtoni și rodul muncii acestora. Din 2017, pe 10 octombrie, este sărbătorită Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești. Aceasta a apărut în urma adoptării legii numărul 168 din 2017, articolul 2 al acesteia, menționând că prin produs agroalimentar românesc se înțelege produsul obținut pe teritoriul național din materii prime de bază, provenite în proporție de 100% din fermele din România și are inscripționat pe etichetă drapelul României. Scopul inițiativei este de a promova produsele românești tradiționale și producție agricole naționale pentru consumatorii români. Direcția pentru Agricultură Județeană Vrancea, cu sprijinul Primăriei Municipiului Focșani și Administrației Piețelor Focșani, va organiza joi 10 octombrie 2019 în Piața Moldovei din Focșani expoziția cu produse agroalimentare românești din Vrancea. În cadrul expoziției vor fi prezentate produse agroalimentare ce provin de la producătorii vrânceni, fermieri, cooperative agricole și agenți economici. Expoziția va cuprinde legume și fructe proaspete și conservate, produse de panificație, produse de patiserie, produse apicole, produse din lapte, produse din carne și produse vitivinicole. În cadrul expoziției va fi organizat un stand cu materiale de informare și promovare, pliante și afișe cu produse tradiționale, produse montane și cu produse cu rețete consacrate. Sperăm că acest eveniment va reuși să pună în valoare și în același timp să promoveze produsele agroalimentare ce provin de la producătorii vrânceni. Au transmis reprezentanții Direcției pentru Agricultură Județeană Vrancea. Vrâncenii care vor să se angajeze în această perioadă au la dispoziție 251 oferte de muncă în județ. În Comunitatea Economică Europeană au fost declarate vacante de către angajatori 487 de posturi. În data de 18 octombrie, la Focșani și Ajut, va avea loc o bursă a locurilor de muncă, în cadrul căreia șomerii se pot întâlni direct cu angajatorii. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea va organiza bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, care se va desfășura în data de 18 octombrie 2019, începând cu ora 9 în următoarele locații. Focșani, sala balada ansamblului folcloric Țara Vrancei din Bulevardul Unirii numărul 36 și la Ajut, cantina primăriei, strada stadionului numărul 2. Obiectivul principal al acțiunii îl constituie creșterea gradului de ocupare prin interacțiunea directă pe teren neutru dintre solicitanții de locuri de muncă și reprezentanții angajatorilor și realizarea de selecții în vederea ocupării locurilor de muncă vacante. De altfel, în aceste zile sunt disponibile la nivelul județului Vrancea prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă 251 de oferte de muncă. Ponderea o dețin în continuare posturile din industria confecțiilor. Peste 100 de locuri de muncă ca și operator, confecționer și muncitor necalificat. Mai sunt vacante 13 locuri de muncă ca lucrător comercial, 6 agent de securitate și câte 5 călcătura să lenjerie, dulgher, operator mașini unelte, comandă numerică, patiser, sudor, vânzător,
instalator și zugrav. 7 locuri de muncă sunt disponibile pentru instalator și câte 3 pentru ospătar, operator la fabricarea produselor de panificație și casier. Oferta completă poate fi studiată la sediul AGOFM Vrancea. În Comunitatea Economică Europeană, oferta cuprinde 487 de locuri de muncă în diverse domenii de activitate. În Olanda se caută lucrători în sere, procesori bulb de flori și lucrători în producția de alimente. Norvegia caută medici, stomatologi, electricieni, mecanici auto. Germania vine cu cea mai variată ofertă a locurilor de muncă în această săptămână. Aici se caută manipulanți mărfuri, operatori stivuitori, zidar, electricieni, pictor, decorator, instalator și personal în domeniul gastronomiei. În Austria se găsește de muncă ca și tâmplar, electrician, lăcătuș, instalator și faianțar. Locuri de muncă mai sunt și în Danemarca, Franța, Malta, Marea Britanie, Polonia, Slovacia, Slovenia și Suedia. Marcel Pavel și trupa provinciale sunt invitații speciali care vor susține recitaluri în cadrul Festivalului de Muzică Ușoară Românească Florentin Del Mar. Evenimentul muzical va avea loc în perioada 21-22 noiembrie și este organizat de Ateneul Popular, Primăria și Consiliul Local Focșani în parteneriat cu Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România. Provincialii și Marcel Pavel vor cânta la ediția din acest an a Festivalului de Muzică Ușoară Românească Florentin Del Mar. Ediția 2019 a Festivalului Focșănean promite să fie una specială, cu muzică românească de cea mai bună calitate. Premiile oferite de organizatori sunt mai mari decât cele acordate la edițiile anterioare, iar în serile cu recitaluri vor urca pe scenă focșănenii de la Provincialii și Marcel Pavel. Ediția din acest an a Festivalului de Muzică Ușoară Românească Florentin Del Mar va avea loc în perioada 21-22 noiembrie. Înscrierea candidaților se va realiza online până la sfârșitul lunii septembrie, iar preselecția va avea loc în data de 1 octombrie. Festivalul Concurs Național de Muzică Ușoară Românească Florentin Del Mar este organizat de Ateneul Popular Maior Gheorghe Pastia din Focșani, Primăria Focșani, Consiliul Local Focșani în parteneriat cu Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România. La concurs pot participa tineri cu vârste cuprinse între 14 și 25 de ani împliniți, care nu au câștigat trofeul nici în ediții precedente a festivalului, iar categoriile de vârstă vor fi 14-17 ani și 18-25 de ani. Vor fi acordate câte 3 premii pentru fiecare categorie de vârstă, plus trofeul Florentin Del Mar și premiul special al juriului pentru cea mai bună interpretare a uneia dintre melodiile compozitorului, al cărui nume îl poartă evenimentul. În acest caz, jurizarea se va face separat de interpretarea și prezentarea generală a concurenților. Trofeul Florentin Del Mar va avea o valoare de 10.000 de lei. La fiecare secțiune se vor oferi premiul 1 5.000 de lei, premiul 2 4.000 de lei, premiul 3 3.000 de lei și premiul special al juriului va avea o valoare de 1.000 de lei. Trofeul va fi acordat unui singur participant. În cazul egalității de puncte, va avea câștig de cauză concurentul care a interpretat o piesă din repertoriul compozitorului Florentin Del Mar, a precizat directorul Ateneului Popular Marilena Șerbănuț. Jurizarea va fi realizată de un juriu de specialitate compus din personalități ale vieții muzicale românești, condus de maestrul Horia Muculescu. Membrii juriului vor ține cont de calitățile vocale și interpretative ale participanților, de prezența scenică, succesul la public, dar și de costumație. Prezentarea va fi asigurată de focșăneanul Alexandru Munteanu. Zeci de fermieri vrânceni s-au înscris în programul de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii. Aceștia au termen până în luna noiembrie pentru a demonstra că au adus lână în centre de colectare. Mai mult decât atât, anul acesta vor primi de la stat 2 lei pe kilogram în loc de 1 leu, așa cum a fost până în 2018. Ca să nu mai arunce lâna sau să îi dea foc, crescătorii de oi primesc de la stat un sprijin financiar pentru a comercializa cantitatea de lână pe care o obțin în urma tunsului animalelor. Începând din această vară, fermierii primesc 2 lei pentru fiecare kilogram de lână vândută către centrele de colectare. Pentru a beneficia de acest ajutor, crescătorii de oi trebuie să se înregistreze la Direcția Agricolă cu mai multe documente, printre care dovada comercializării cantității de lână pentru care solicită acordarea sprijinului. Avem 110 fermieri care au depus acte de, în prima fază cererea, urmând să aducă actele doveditoare de comercializare a lânii. Până în acest moment au adus 6 fermieri actele cu cantitate de în jur de 7 tone de lână. Sunt obligați, să zic așa, prin conform hotărârii, să comercializeze lâna către un centru de colectare a lânii sau un intermediar care are un contract cu un centru de colectare.
Pentru anul 2018 am avut, pot să spun, un real succes în acest sens, pentru că oamenii au beneficiat de un ajutor chiar foarte, foarte binevenit. Așa, și sperăm că și anul acesta, în continuare, vom putea derula acest ajutor către fermieri. La un moment dat, centrele de colectare au înregistrat blocaje și nu mai primeau lâna clienților. Însă reprezentanții Direcției Agricole spun că situația este pe cale să se rezolve și că până în noiembrie fermierii au timp să aducă documentele doveditoare. În acest moment, într-adevăr, un piculeț, așa să zic, de probleme sunt, dar am mai vorbit și cu centre de colectare și cu intermediari și ei speră să se deblocheze această problemă și, într-adevăr, au început să vină deja cu acte doveditoare, am mai vorbit și cu fermierii, i-am sunat pe fiecare în parte, le-am dat numele de telefon de la intermediari care au reușit să facă un contract cu un centru de colectare, deci noi spunem că de acum încolo se va debloca un pic situația. Fermierii având posibilitatea să aducă actele doveditoare până la 1 noiembrie, deci este timp, așa, aceeași situație, pot să spun, comparativ cu anul trecut s-a întâmplat și, într-adevăr, au adus până la 1 noiembrie, deci au adus actele și au fost, într-adevăr, mulțumiți. Vrancea nu are niciun centru de colectare a lânii, însă există persoane intermediare care se află în contract cu aceste unități. Centrele sunt localizate în județele Bacău, Bistrița, Năsăud, Brăila, Constanța, Galați, Maramureș, Sibiu, Suceava, Tulcea și Vaslui. Noi nu avem centre la nivel de județ, în schimb avem intermediari care au contracte cu centre de colectare, pentru că așa prevede legea, cel care intermediarul să aibă un contract cu un centru de colectare. Deci avem asemenea intermediari care au contracte cu centre de colectare, merg la fermieri acasă, pentru că lor, într-adevăr, este foarte greu să se deplaseze, așa. Ar putea să meargă ei, de exemplu, avem în Galația, dar este foarte greu pentru ei să meargă, deci este foarte greu. Și atunci sunt acești intermediari care, într-un fel să zic așa, îi ajută foarte mult prin faptul că vin acasă și le ridică luna. Fermierii sunt mulțumiți că statul îi ajută să vândă acest produs. Pentru anul acesta de s-a încheiat depunerea cererilor, așteptăm, deci e un lucru nemaipomenit, să zic așa, pentru fermieri. Faptul că s-a ridicat acest ajutor de la 1 leu la 2 lei este nemaipomenit pentru ei. Și eu i-am sunat pe fiecare în parte, pentru că în momentul în care au depus cererea, le-am și datele de contact, i-am sunat pe fiecare în parte, le-am adus la cunoștință faptul că acest ajutor s-a mărit și, da, e o veste bună pentru ei, pentru că până să avem acest sprijin, de vorba de hotărârea 500 pe 2017, așa, să știți că erau foarte amărâți, că nu aveau unde duce lâna, spuneau că o aruncau, îi dădeau foc și mai departe. De asta spun că anul trecut pot să spun că am avut un succes prin aplicarea acestei hotărâri de guvern. Anul trecut, un kilogram de lână a fost cumpărat de centrele de colectare cu un preț cuprins între 2,5 și 4 lei per kilogram în funcție de categorie. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general frumoasă ca aspect, cerul va fi parțial noros. Vântul va sufla slab, temperaturile minime se vor încadra între 13 și 15 grade, iar cele maxime între 21 și 23 de grade Celsius. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor la Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, la revedere!